Plecați-mă de aici. Bye. Urmează încă o rubrică îndrăgită. Este vorba de un domn nemaipomenit, puțin grăsut, dar... Aoleu, a venit? Ia să vedem. Cum ai... Cât? Bună ziua, stimați expeditori, dragi adresanți. Am aici câteva plicuri. Aș alege pe ăsta, ne scrie aici, după cum o să vă spun, da, domnul Aristotel Ceunaru, de lângă Vama Spaniolă, care își dorește să intre în Spania și are nevoie de pașaport și bani, dar ne asigură că dacă intră, face el rost acolo. Îl sfătuim ca la căpșuna lăudată să nu se ducă cu autocarul, nu? Bravo. Nu, deci mi-a plăcut foarte mult asta cu căpșuna. Așa, mai avem aici o scrisoare de la domnul Lazarov, care vrea să particip la emisiunea Geniali. E bună, nu asta? Nu, asta nu, nu e bună. Nu e bună deloc. Nu e bună deloc, deloc. Săptămâna trecută ne-am întâlnit la Cronicuța cu Grabi Strâmbeanu Știrea și ale sale iubeli, dezmierdăminte și grijaje. Săptămâna aceasta ne-am hotărât să-i facem un cadou cu ajutorul noului nostru coleg, Cristi Rubaru. De la Cronica Crăcotașilor vă deranjăm. Putem să stăm puțin de vorbă? Ați învățat și voi să deschideți camera după ce... Nu e deschisă camera? Dar nu este deschisă camera? După ce? Am un cadou pentru... Haideți să nu vă supărați, am venit cu un cadou pentru dumneavoastră. Se poate? Aveți timp 5 minute? E binevenit, mai ales că e martie. La mulți ani din partea Crăcotașilor, în primul rând, care vă transmit toate salutările lor și... Ce e acolo? Păi haideți, desfaceți dumneavoastră să vedeți. Și să ne spuneți și nouă. De ce, cum și ce fel? Aveți încredere dacă fug cu mobilul? Nu, nu s-a făcut. Nu pare a fi o bombă. Vă rog să-l desfaceți? Da, haideți să-l desfacem. Haideți să-l desfacem. Să avem martie. Ia să vedem, ce, asta e tot a dumneavoastră, o punem aici, da? Asistență socială. Ce-o fi? Consiliere parentală. Așa, pentru? Prevenirea bâlbâielii și a cronicizării ei. Editura Colegium. Nu, Polirom Colegium. Dar trebuie să spunem? Da, să spunem și asta. Dar ne mai uităm la preț, nu ne mai uităm la preț. Vă rog să le transmiteți un gând celor... Crăcotașilor, da? Da, dă microfon. Ești începător? Da, puțin. Da, da. Sunt puțin începător și puțin obosit. Vă aștept de 16:50 și pe cel de noapte să dau marfă. Să dau colegilor tăi marfă mai am stat aici față în față cu grijajul. Dacă mă sunați, vă spuneam că eu termin programul foarte târziu. Și veneați direct în momentul. V-am prins surprindere. Da, recunosc. Dar eu ce le transmiteți Crăcotașilor? M-am uitat la ultima emisiune. Așa. Și erau numai vechituri. Cum numai vechituri? Păi erau numai cadre cu mine, colegii mei de la celelalte televiziuni și actori cântăreți cam vechi. Dar chestia cu iubeli, cât e de veche? A scăpat. Cât e de veche? Nu, cât e de veche, vă întreb. Aici mai nou. Ce se întâmplă când scoateți chifteluțele? Sunt foarte obosită. Foarte obosită, deci oboseala pe primul loc. E cineva care vă face semne de undeva din spate, vă distrage atenția, o fi prompterul. Nu? Sigur? De cele mai multe ori e din oboseală. Pe următorul loc ar fi acela că mă implic foarte mult în știri și vreau să spun peste prompter, adică din memorie. Și nu urmăresc cursiv rândurile și dorim să spun că știind foarte bine informația respectivă și vreau să spun de la mine fără prompter, de multe ori se întâmplă să mai încurc cât un cuvânt. Doamne, îmi pare foarte bine că m-am cunoscut. Și nici nu știți cât de mult mă bucur că a spus dumneavoastră prima, pentru că este prima mea intervenție, da? La Cronica Crăcotașilor. Hai de mine, mult, mâna. Baftă. Nu am niciun resentiment. Așa. Băieți. Așa. Mă amuz, îmi place emisiunea voastră. Consider că asta e, am greșit, m-ați taxat. Sărut mâna și mult succes pe mai departe. La revedere. Sărut mâna. Și la final, Cristi a executat și o dirijare eficientă a circulației pentru ca Gabi să nu cumva să lovească vreun grijaj. Cam în felul acesta a avut loc întâlnirea cu doamna Gabi Vrânceanu Firea. Din fața sediului Antenei 1 pentru Cronica Crăcotașilor, Cristian Hrubaru. Bye, bye! Bravo! 257 de ore, 485 de minute a așteptat colegul nostru să vină Găbița Vrânceanu. Stai, colegul? Nu era fată? Nu, dar abar n-ai despre rocker tu. E cu părul, bine măi. Că ești tu specialist de rocker. Dacă ești specialist în rocker și ești rocker, unde ți-e părul? Ha? Unde ți-e părul? Unde ți-e?
Nu mai face, te rog frumos, așa că sperii lumea și piloții de mii.